casă, m-am așezat în fotoliu, fără să mă îndebrac și am citit-o. Și numai după ce am terminat-o m-am dezbrăcat. De ce? Bine, în primul rând eu... E reclamă. În primul rând mi-a părut să scrii biblioteca. Am încățat-o pentru că există bibliotecă. Nu scriu așa de mult cărți. Am încățat-o. Ajung acasă când să o mai răspăresc să o citesc? Biblioteca. Mai tare m-a incitat să o citesc. De ce anume? Și am început să citesc cartea și tot mai tare mă interesa pentru că am văzut subiect pe care noi l-am dezbătut. O bibliotecă văzută de un bibliotecar nou angajat în bibliotecă. Biblioteca, imaginea bibliotecii dinăuntru, care m-a pus pe gânduri și pe urmă m-a enervat, domnul Rablowski, dar pe urmă, știți, mi-am dat seama că, de fapt, Rablowski are dreptate. Eu voiam să închei... M-am săturat să am totdeauna de până la urmă, știți cum ce arată.